Vreau să citesc câteva versete din cartea Iosua, de la capitolul 11. Iosua, capitolul 11, începând cu primul verset, pagina în Biblie 244. Aici titlul spune: Mare bătălie la apele Merom. Iabin, împăratul Hațorului, auzind aceste lucruri, a trimis soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, la împăratul Acșafului, la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpia de la miază zi, de Kineret, în vale și pe înălțimile Dorului, la apus, cananiților de la răsărit, de la apus, amoriților, hitiților, fereziților, iebusiților, în munte și heviților la poale Hermonului, în țara Mițpa. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și cară în număr foarte mare. Toți împărați aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit, de-au tăbărât împreună la apele Merom ca să lupte împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel, ei au bătut și au urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot Maim și până în Valea Mițpa la răsărit. I-au bătut fără să lase să scape vreunul. Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinile picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În seara asta, așa cum am spus, o să vorbesc despre un om, despre un bătăios, despre un curajos, despre un bărbat pe cale de dispariție din poporul lui Dumnezeu. Că, din păcate, și noi am ajuns ca surorile, am ajuns să ne văităm, am ajuns să ne văicărim, am ajuns să plânge mai mult ca ele. Nu mai vorbesc de saloanele de înfrumusețare, că sunt mai pline de bărbați ca de femei. Dar vreau să vorbesc despre un bărbat pe nume Iosua, un bărbat care avea credință și un bărbat care atunci când trebuia să acționeze, acționa. Că noi, în ziua de astăzi, nici măcar zeciuiala din ce trebuie să facem nu mai face. Așteptăm să facă Dumnezeu tot, dar dacă s-ar putea cumva să avem noi și noi ceva de acolo, ar fi minunat. Când se uită frații la tine să zică: bă, dacă nu erai tu, dacă, cu toate că tu știi că n-ai făcut, dacă nu erai tu. Dar Iosua a fost un om care a făcut. Am citit aici despre marea bătălie de la apele Merom. Dacă Biblia spune că a fost mare bătălie, înseamnă că a fost mare bătălie. Povestea aceasta începe cu 45 de ani în urmă. Știți că sunt filmele alea când începe filmul, te uiți, dintr-o dată focuri de armă, pac, pistole, unul rănit, cade jos și zice: auzi, dacă o să mor, te rog frumos să-i spui soției mele că toți banii care i-am pus deoparte îs acolo. Și dintr-o dată se taie imaginea și apare o imagine frumoasă, soare, zâmbet, BMW, pornit și scrie: în urmă cu 5 ani. Și după aia așa merge filmul și te actualizează. La urmă te aduce în starea în care l-ai împușcat. Ca să înțelegi de ce ai împușcat. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat aici, de ce a devenit mare tărăboi și mare război, trebuie să înțelegem că în urmă cu 45 de ani, în Iosua s-a declanșat ceva. Moise. Adunare generală. Moise, mâna dreaptă a lui Moise era Iosua. Vorbeam și cu Adi, și cu George, și cu toți. Din păcate, marii noștri conducători, spirituali, ai vremurilor noastre, cresc ca niște egoiști. Nu mai sunt în stare să crească pe unul mai mic lângă ei și să vină vremea încet, încet în care ăsta mare, care acum e pe val, pe cai mari, să se micșoreze, să treacă de la amvon tot mai mic și ăsta care e mic
să-L crească cu ajutorul Duhului Sfânt în ochii poporului și să vină vremea în care marele predicator și marele apostol la vremurile noastre să devină tot mai mic și să lase locul altul. Nu știu, cunoașteți voi un predicator care a ajuns tare, mare, un păstor puternic și care să zică, bă, știți ceva, cât 55 de ani? Uite, m-am hotărât așa încet, încet vreau să lăs pe omul ăsta pentru că văd în el ceva. Ați văzut vreunul ăsta care să renunțe? Cu cancer și tot să ține de amvon. Îi taie piciorul și tot vine cu proteză și aici. Nu poți, n-ai cum. Dar Moise a fost un om extraordinar. Moise a știut că vine o vreme în care îmbătrânești, uiți. Vine o vreme în care decât să cazi în penibil, mai bine formezi pe cineva și încet, încet tu te retragi în glorie. Dar noi, popor român, nu avem glorie oricum. Deci la noi e o scuză asta. Și Moise îl crește pe Iosua. Și începe să-l promoveze înaintea poporului. Pentru că a văzut în el ceva. A văzut în el ceva special. Și vine o zi în care Dumnezeu, scoțând pe Israel din Egipt, promisiunea lui Dumnezeu e că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere. Și vine ziua în care Dumnezeu spune, aproape ați ajuns în Canaan. Acum, ca să vedeți și voi în ce țară vă duc, va trebui să trimiteți niște spioni, niște iscoade, care să vadă cum e țara aia. Să vedeți, zice Domnul, dacă mint eu, sau chiar vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Și atunci Moise zice, bun, o să alegem câte seminții suntem, câte neamuri suntem, 12 neamuri mari. Alegem 12 oameni, din fiecare neam câte un om. Că degeaba vin eu în casa ta să spun, bă, omule, în Anglia, păi în Anglia îți dă regina 2000 de pounds, nu trebuie să faci nimic. Stai numai așa și îți vin 2000 de pounds pe lună. Beneficii. Tu zici, ăsta e nebun, mă, cum să-ți dai 2000 de pounds? Dar dacă vine vărătul, zice, bă, omule, de când sunt în Anglia, 2000 de pounds îmi vin pe lună. Primul lucru, cauți pe internet, Tabitha Tour sau Vizer sau ce firmă știi că face Anglia. Sau Matei Unitrans la Bista. Și vrei să vii, pentru că din familia ta vine ceva concret. Și Moise, fiind deștept, a spus așa, ca să iscodim țara, alegem din fiecare familie, din fiecare neam câte unul. Vă duceți, vedeți, iscodiți tot ce se poate și veniți cu informații. Să vedem, până atunci noi așteptăm. Și s-au dus oamenii ăștia, au început să vadă, să ia notițe, să se uite, să cum se comportă oamenii, ce fac, unde sunt punctele lor forte, unde sunt punctele lor slabe, cu ce să hrănesc, ce fel de oameni sunt. Și au făcut un raport și au zis, mă, gata, ne putem întoarce, hai să ne întoarcem. Și s-au întors, printre ei 12 era și Iosua. Și s-au întors oamenii ăștia la Moise. Nu, gândiți-vă când au auzit zvonul că se întorc spionii. Cum li s-au făcut urechile la toți, parabolice, din toată, să audă ce se întâmplă. Liniște, zice, niciun copil, mă, un mărit să n-aud. Ascultăm acum că ceea ce ne spune acum oamenii ăștia ne poate schimba viața, că noi de-aia am venit aici. Și încep oamenii ăia. Într-adevăr, țara care este în fața noastră este plină de binecuvântări. Și toți, ura, bravo, zice, extraordinar. Țara unde ne ducem, zice, este un ciorchin de strugure care trebuie doi oameni de 100 de chile să-l poarte. Bă, nu-mi vine să cred, zice. Mă, nu, zice, toți am văzut lucrul ăsta. Nu i s-o năzări la cineva. Bă, extraordinar. Mulți s-au gândit, cramă, cu tare, bun. Zice, acolo unde vă ducem, curge lapte și miere în țara aia de unde venim, ce e ceva extraordinar. Deci ceea ce am făcut noi până acum, ceea ce am experimentat noi până acum, nici măcar TVA-ul nu-i din cei în țara aia. Și toți au zâmbit. Și toți erau bucuroși. Și se uita la copii, zice, bucaia, gura lui, că zice, acolo-l duc. Acolo te duce tata. Doar că o zis asta și după aia a pus punct. Și-o tras aer în piept ăia și-o zis, dar. Și când la noi, la român, zici, dar, e gata. Uită tot ce ai zis înainte. În țara aia, zice, oamenii sunt necruțători. Sunt nemiloși. S-a uitat la copil, zice, hai mă, să-mi-l omoare acolo. În țara aia, zice, sunt fiii lui Anac. Și zice,
uită-te la mine, Moise, eu am 2 metri aproape. Știi că mă uitam la ea? 3 metri. Și așa s-a uitat la mine ăla. Bă, tu de-a cui ești? Zice, în țara aia au armată extraordinară. Sunt mulți ca număr. În concluzie, țara e faină. Avem de toate. Dar n-avem nicio șansă să intrăm în ea. Atâta le-a trebuit la oameni. Au și uitat de toată pocăința. Au și uitat de toate biruințele. Că atâta vreme cât lucrurile îți merg bine, atâta vreme cât Dumnezeu îți răspunde, atâta vreme cât ai un job bine plătit, atâta vreme cât mașina ți-e perfectă, nu se întâmplă să se strice ceva la roata din spate, atâta vreme cât nevasta te ascultă, ți-e supusă, atâta vreme cât copiii îți răspund înapoi cu sărumâna tată, atâta vreme cât lucrurile spuse într-un mecanism și merg atât de bine, atât de ușor e să vii aici și spui, fraților, ce mare e Dumnezeu nostru. Și nu înțelegi pe ea care plâng. Mă, dar de ce plânge când Dumnezeu nostru e așa mare? Asta nu înțeleg eu, zice. Când Dumnezeu nostru la o singură rugăciune poate să schimbe, de ce plânge? Și ăștia care au adus veștile astea, i-au terorizat pe aia. Și au început oamenii să se nerveze, să zică, păi da, la ce am ajuns noi până aici? Păi la ce ne-a promis Dumnezeu o țară dacă nu putem să intrăm în ea, numai să ne uităm, să ne facem inimă rea, să murim de infart toți aici? Păi de-aia ne-a adus Dumnezeu aici. Dar dintre ăia 12, câtă vreme ăștia au zis că nu se poate, că așa, că cu tare, că 2 au tăcut. Și când au terminat aia 10 de vorbit, au vorbit ăștia 2, Iosua și Caleb. Și Iosua au zis, frații mei, dacă mi-s îngăduit să spun și eu ceva, înainte să vă rupeți hainile, înainte să faceți nu știu ce feluri și tot felul de mofturi și de nebunii, a zis Iosua, îmi rup eu hainile când văd necredința asta voastră. Dar pe drum până aici, cine a fost cu noi? Pe drum până aici, cine ne-a binecuvântat? Pe drum până aici, când n-am avut apă, cine ne-a dat apă? A venit ploaie din cer? Când copiii au zis, mi-e foame, cine ne-a dat? Voi le-ați dat? Sau Dumnezeu a fost necondiționat cu noi și ziua și noaptea? Într-adevăr, sunt oameni mari acolo, sunt uriași. Nu mințim, asta e realitatea. Și foarte greu de intrat în țara aia. Dar știi când e greu, zice Iosua? Când ești de capul tău. Când ești cu mintea ta. Dar câtă vreme Dumnezeu e la dreapta ta, nimic nu-i greu. Și dacă Dumnezeu a spus, intrați, asta înseamnă că primul care pune pasul e Dumnezeu. Și trebuie să intrăm. Și au zis la Dumnezeu. Și că Moise, ai văzut pe Iosua și pe Caleb? Am văzut. Pentru că în ei, o zis Dumnezeu, e un duh diferit. Ei vor intra în Canaan. Restul? Ruleta. Se vor învârti în cerc, în pustiu, până vor muri toți. Și va veni altă generație și în fruntea acelei generații va fi Iosua și Caleb. Și ei vor intra în Canaan, pentru că ei au avut în ei un alt duh. Au avut în ei duhul ăsta de credință, care eu știu că dacă Dumnezeu a spus, se va face. Și au trecut 45 de ani, 45 de ani, în care Iosua s-a maturizat fantastic, în care Iosua dorința era tot mai mare să ajungă în Canaan și în care Dumnezeu încet, încet i-a tot apropiat pe israeliți de Canaan. Și ne spune Biblia că acest Iosua era un om, nu știu, era, din punct de vedere al armatei și al războaielor, era extraordinar. Era omul surpriză. Era un om care în momentul în care auzea vești de război din partea cuiva și zicea, vineau veștile, ăia se pregătesc pentru război cu voi. Vin veștile că ea strâng armata, vor să lupte cu voi. Știți ce făcea Iosua? Nu mâine, la noapte, mergem și atacăm.
prin surprindere. Exact ca românii, nu? Și românii. Noi auzim vești de războaie și toți ne calcă în picioare și noi tot, lasă, ca fi, o vedea ce-a fi. Bă, sincer, am ajuns vremea care să-mi placă de un ungur, de Victor Orban. Un om care una europeană zice, toată lumea la stânga și el face la dreapta. Ce nu, mă, nu, eu fac ce zic ungurii, fac dreapta. Când toată una europeană o zis, știi ceva, nimeni nu mai are nicio legătură cu Putin. Nimeni! Singurul care s-a dus din Europa să-l viziteze, știi cine a fost? Orban. Cel mai ieftin gaz din Europa, știți cine l-are? România. Ați vrea voi. Ungurii. Cel mai ieftin gaz din Europa. De ce? Pentru că oamenii ăștia au în frunte un lider. Care dacă poporul zice dreapta, facem dreapta. Nu dacă zice nu știu cine și nu știu care. Facem stânga, păi facem și noi, că asta e, suntem băgați în horă. Iosua era un lider, era un strateg foarte bun. Și în momentul în care auzea că cineva îi declară război, pe neașteptate. Nimeni nu s-a așteptat, numai dintr-o dată auzea sune de arme, de săbii, tropă, de oameni și intrau direct. Măcelăreau tot. Păi ce să te mai lupți cu asta? Te-a luat prin surprindere. Și atunci oamenii au văzut că n-au nicio șansă națiune contra națiune. Și au început să facă coaliții. O zi, mă, dacă vrem să-i batem pe ăștia, pentru că ei deja intrau în Canaan, încet, încet intrau în Canaan, au trecut de granițele Canaanului în momentul în care au luat Ierihonul. Când au luat Ierihonul, ce gata deja. Pe cetatea cea mare, cucerită, Ierihonul, de o mână de oameni. După aia au luat cetatea Ai. Când au luat și Aiul, deja a fost gata, că spune Biblia că luptele lui Iosua deja erau virale, erau pe net, toată lumea le știa. Toți împărații au auzit de ele. Și toți au început să acceseze modul panică. Băi, omule, zice, se apropie ăsta, ce facem? Nu mai avem nicio șansă. Păi dacă o cucerit cetatea, o cucerit cetatea, o cucerit cetatea, ce la porțile noastre, ce facem? Singura noastră șansă, coaliție. Și s-au adunat, ne spune Biblia, în capitolul 10, auziți, marea luptă de la Gabaon. Mă, dacă te uiți în Iosua, tot marea luptă, tot luptă, tot luptă, tot luptă. Pentru că, de fapt, viața creștinului e o luptă. E singura replică la care nu mă aștept să primesc aminuri, pentru că nu ne place să luptăm. Pavel spune, noi n-avem de luptat, punct. Nu? Astea sunt motourile bisericii din 2017. Noi n-avem de luptat. Slavă Domnului, zice că Domnul a luptat pentru noi, noi nu mai facem nimic. Dar Pavel zice, noi n-avem de luptat împotriva sângelui, împotriva cărnii, noi avem de luptat împotriva căpetenilor, împotriva duhurilor, împotriva demonilor care nu se văd, dar care ne afectează, care ne atacă. Noi avem o luptă de dus. Numai noi nu mai ducem. Lasă lupte, au luptat apostolii destul, săraci. Zice, noi acum stăm și culegem roadele biruinței. Noi suntem angrenați într-o luptă. Și Iosua a știut lucrul ăsta. Doar că, vine o vreme, într-adevăr, în care dacă ești atacat din stânga, din dreapta, din stânga, din dreapta, din față, din spate, e normal să obosești. E normal să clachezi. Pentru că ești om și ești supus presiunii și un fier, cât el de fier, că nu-l poți îndoi decât cu, eu știu, cu o presă. Dacă îl supui tot timpul presiunii, devine ca un aluminiu. O piatră cât ea de tare, dacă pui să picure un furtunaș pe ea, câte o picătură de apă. În timp face gaură. Pentru că presiunea slăbește. Dacă în fiecare zi slăbești, obosești. Și Iosua îți convins că era obosit. Luptă în stânga, luptă în dreapta. Care e arma noastră când obosim? Dumnezeu. Auziți la David. David era prins într-un război. El era urmărit de Saul. Ascultați, urmărit de Saul să fie omorât. Fugar din țara lui. Se așează în Filistia. Acolo el lupta pentru filisteni. La un moment dat, este mutat la Țiclag, într-o localitate.
se pornește război filistenii împotriva israeliților. David se înrolează și el, zice, și eu vreau să lupt împotriva celor care mi-au făcut rău, a israeliților. Se duc cale de trei zile, ajung cale de trei zile pe frontul de luptă împreună cu Israelul. Și când văd domnitorii, zice, mă, dar David ăsta cu vitejul lui, ăsta luptă cu noi? Da, zice unul, păi la noi, la Țiclac s-a mutat. Păi mă, zice, vă nu sunteți normal, păi în timpul luptei, ăsta dacă se întoarce împotriva noastră, noi suntem pierduți. N-avem nicio șansă, trimite-l acasă. David, planuri, cum să lupte, ce să facă? La un moment dat aude vestea, zice, că David, întoarce-te acasă. Păi de ce? Nu te mai lasă să lupți ăștia. Păi eu vreau să lupt, știu că vrei să lupt, dar nu te mai lasă oamenii ăștia, du-te acasă. Se întoarce iară trei zile la Țiclag și spune Biblia, când ajunge la Țiclag, simte miros de fum. Nu știu, poate v-am mai spus acum, obiceiul israeliților, a femeilor, în momentul în care se întorceau bărbații de la război, știți care era? Ieșeau înaintea bărbaților dansând de bucurie că nu le-au murit bărbații și că Israelul a avut biruință. La noi bucurie. Știți unde e bucuria bisericii voastre de multe ori? Aici. Atât, pe semnul ăla. Zici că profetic l-au pus ăștia. Happiness, să te înveță. Mă, bucură-te, mă. Bucură-te că Dumnezeu te-a mântuit. Bucură-te că Dumnezeu te iartă. Eu nu știu, zici că Dumnezeu e cămătarul bisericii aici. La fiecare trage. Așa venim toți la biserică nervoși. Nu știm să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Dar de multe ori știți de ce nu știm să ne bucurăm? Că nu avem biruință în prezența lui Dumnezeu. Câte vreme ai biruință în prezența lui Dumnezeu, câte vreme Dumnezeu te plece pe genunchi, te ascultă, câte vreme ai o problemă și Dumnezeu ți-o rezolvă, asta înseamnă că ai o viață personală cu Dumnezeu. Având o viață personală cu Dumnezeu, vii în locul ăsta sacru, unde este chemată prezența lui Dumnezeu. Simțindu-L pe Dumnezeu aici, sufletul tău se bucură în prezența lui Dumnezeu. Simplă ecuația asta. E complicată că nu ai o relație cu Dumnezeu. Dar mă rog lui Dumnezeu să vă dea și să fiți transformați, să o avem. Că e frumos. E frumos când vii în prezența lui Dumnezeu să te bucuri, să știi ce înseamnă bucurie. Și oamenii ăștia au trecut prin niște faze extraordinare. Și David ajunge obosit, stresat, împresurat din toate părțile, nevastă, copii, averi, toate au fost luate la clipeală și cei care erau prietenii lui, dintr-o dată vor să-l omoare. Deci nu a fost de ajuns. Ce fain e când e greu, cum a zis George aici. Oricum vine greutatea peste noi. Oricum vine accidentul, problema, boala. Ce fain e când ai 2 sau 3, zice, auzi, eu sunt lângă tine. Ai nevoie de ceva? Cât ai? 50? Cât îți trebuie? 100 de pounds? Poftim 100 de pounds. Cât îți trebuie? 500 de pounds? Poftim 500 de pounds. Că dacă mi-a dat Dumnezeu, nu mi-a dat că eu deștept. Mi-a dat Dumnezeu ca să pot să dau. Ai nevoie de o problemă serioasă? Ai nevoie de o chestie serioasă în care te pot ajuta? Sunt alături de tine. E nevoie de oameni de ăștia. Ai nevoie, slăviți să fie Domnul. Doar că nu prea sunt, dar ai nevoie. Sunt convins că sunt. Dar trebuie să se înmulțească oamenii ăștia. Și David, când aștepta din partea ăștilor care trebuia să vină să zică, David, care e problema? De ce plângi? Mă, omule, pe noi suntem viteși, ne luptăm și mergem și facem ceva. O zis, mă, hai să-l omorâm pe David. Păi din cauza lui am pierdut noi ce am pierdut. Din cauza lui. Și atunci știi ce a făcut David? Ceva extraordinar. S-a uitat la prietenii lui care nu mai erau, s-a uitat la tot ce a avut, nu mai era, și zice, David s-a îmbărbătat pe Domnul Dumnezeu. Și a zis preotului, adu efodul. A adus efodul aici și a zis așa, Doamne, auziți întrebare? Ce, Doamne, să urmăresc oasea asta care mi-a luat tot ce am avut? Păi în mod normal, n-ar fi trebuit să întrebe David, Doamne, ăștia câți sunt? Noi uite cât suntem, ăștia câți sunt? Să-i urmăresc să mă duc? Zice Dumnezeu, du-te, că îi vei urmări și vei recupera totul. Și s-a dus, a urmărit, a recuperat totul, pentru că David, chiar dacă a fost obosit, a știut să se îmbărbăteze pe Domnul.
Și nouă ne lipsește asta și trebuie să ne învățăm, să ne îmbărbătăm pe Domnul, că s-ar putea ca biserica să nu ne fie alături, s-ar putea ca prietenii să nu ne fie alături, s-ar putea ca frații să nu poată să facă nimic. Trebuie să învățăm să ne îmbărbătăm pe Domnul, pentru că singurul care este alături de noi 24 din 24 este cel ce este un vegheator, Domnul. Și au zis Iosua, obosit, clar că era obosit după atâtea războaie. La Gabaon, 5 împărați. Mă, nu unu, 5, nici 2, nici 3, 5 împărați își adună oștirea și zice, pe el. Ce să facă Iosua cu armata lui care era puțină? N-avea nicio șansă, zice. Dar vine Dumnezeu. Zice, Iosua, nu te teme. Îi dau mâinile tale. Cananul i-a fost, prin credință. Obstacole, foarte multe. Uriaș, foarte mulți. Împotriviri, extraordinare. Dar dacă eu, Domnul, ți-am promis, pe eu, Domnul, am putere să dau la o parte tot. Cananul i-a fost. Luptă-te cu ei. Și s-a luptat cu ei și spune Biblia, din cer au început să cadă pietre. Dar zi tu, gândește-te tu la lupta asta. Înainte! Și înaintea ta să meargă pietrele. Și să omoare. Și zice Biblia că a omorât pietrele mai mulți oameni decât sabia, normal. Pentru că oamenii au intrat în panică, n-au mai știut ce să facă. Ăștia din tabăra lui Iosua au știut că pietrele nu vin de la întâmplare, pietrele vin din mâna lui Dumnezeu. Nu știu cum să lupte. Dar după ce au avut biruința asta, și ne spune Biblia, dacă urmăriți istoria și urmăriți harta Bibliei, Iosua a cucerit jumătate Canaanul. Deja era la jumătatea hărții. Și acum, aici, unde am ajuns acum, la apele Merom, împăratul Hațorului, Hațorul era cea mai mare localitate din zona aia, din nord. Împăratul Hațorului, când a auzit ce-a făcut Iosua, a trimis delegații peste tot și a zis, veniți toți să ne unim, toți să ne unim, pentru că la porțile noastre stă Iosua cu armata lui. Trebuie să-i nimicim odată pentru totdeauna, că dacă nu, Canaanul va fi pierdut și va fi dat în mâinile lui. Și Biblia își face timp să spună că la apele Merom, Iosua, auziți, au ieșit toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr. Ca nisipul mării. Dar gândiți-vă la Iosua. Iosua cu armata lui, față în față cu un popor care mărșăluia și cutremura pământul. Vorbeam cu Adi pe mașină, am zis, ai văzut filmul Cei 300? Împăratul Xerxes, a mezilor și a perșilor, în momentul în care s-au apropiat de Sparta, a început să se miște pământul. Clar că era acolo un artificiu, dar frumos o demonstra regizorul ăla, că erau câtă frunză și iar, plin. Nu-i puteai număra. Și Iosua când vede câtă armată de oameni și împăratul, istoricul Iosef, nu știu de unde o lua el datele astea, dar acest istoric spune că armata dușmanului ar fi avut cam la 1.000.000 de oameni cavalerie, cai, cară, cam 30.000 de cară. Și stă Iosua și se uită, ce mă, noi câți cai avem? S-ar fi bucurat el să aibă 2 cai. N-avea niciun cal. Dar nimic. Ăștia, uite câți au. Ești om. Și încerci să le pui în balanță. Și Satana, dacă vrea să-ți arate ceva, știi ce vrea să arate Satana? Realitatea asta crudă, în care spune Satana, n-ai nicio șansă. Ia o logică. Doar că Dumnezeu nostru, de multe ori, nu-i logic. Pentru că Dumnezeu nostru e supranatural. Și Dumnezeu nostru are putere. Asta nu ia în calcul oamenii. Și când se uită Iosua și vede armata și începe cât de cât să-i numere așa în mare și nu reușește, începe să-i bate inima, începe să-i accelereze ritmul cardiac și atunci simte o mână. Și zice Dumnezeu, Iosua, nu te tem. Nu te tem. Că-i dau în mâinile tale. Doamne, dar cum se dai atâția în mâinile mele? Da. Întrebarea mea, zice Domnul, tu de ce te temi?
N-ai văzut până acum toate biruințele care le-am dat? Dar ești om și te temi. Știți unde mi se pare o temere sărită de pe fix a lui Ilie? Zice omul ăsta așa: aduce toți prorocii mincinoși aici. Ascultați, aduce toți prorocii mincinoși. Îi pune aici, el se pune aici. Ce, fiți atenți. Voi chemați pe Dumnezeii voștri, eu îl chem pe Dumnezeul meu. Dumnezeu care va coborâ foc din cer, acela e Dumnezeu adevărat. Amin? Poporos, amin. Bun. Rugați-vă. S-au rugat, au strigat, au făcut tăieturi în carne. O coborât ceva din cer? Când s-a rugat Ilie, zice Biblia că a coborât foc din cer. Dar, au zis, zice Biblia, zice Ilie, bun, omorâți-i pe toți, ăștia care se numesc prorocii al lui Dumnezeu și sunt falși. I-au omorât pe toți, 850. Vestea asta ajunge la o împărăteasă, Izabela. Și Izabela îi trimite vorbă lui Ilie așa. Și că Ilie, auzi ce spune Izabela, împărăteasă. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea. Aici au fost zeii, au zis, aveți 4 ore în care să demonstrați ce zei sunteți. Coborâți foc din cer. O coborâți foc din cer? Există zei? Nu. La cuvântul lui Ilie se coboară foc din cer. Și vine cuvântul ăsta. Să mă pedepsească zeii cu toată asta. Bă, ce zei, mă? Bă, ce zei? Nu există. Singurul Dumnezeu adevărat e Domnul, atât. Zice, dacă nu, eu stai capul. Și în Ilie intră frica. Și fuge. Și tot Dumnezeu se duce, zice, Ilie, nu se e frică, hai ieși. Hai ieși, văd, ești numai un om. Hai ieși, dar vreau să crești. Vreau să vezi ce înseamnă să ai protecția mea de partea ta. Și eu o să avea frică. Și se coboară în mine, nu te teme de ei, îi dau mâinile tale. Dar tu știi ce trebuie să faci? Ce să fac, Doamne? În momentul în care îi ceri pe toți ăștia fără număr la cai, să le tai tendonile și carele să le pui pe foc. Pune-te tu în locul lui Iosua. Nu pune eu în locul lui Iosua. Hai să actualizăm lupta în 2017. Declarăm război Americii, da? Noi români. Măcar noi avem 3 avioane. Deci nu avem nimic. Declarăm război Americii. Intrăm pe teritoriul american, nu știu, cu bărți, cu șalupe, ca sirieni, ne ducem spre America. Intrăm pe teritoriul american, armata Americii, nu o poți număra. Armata Americii, plină, tancuri, avioane de luptă, pregătite tot. Face Dumnezeu El, are El metodele Lui. Nu pornește niciun. Noi intrăm peste ei, îi prindem, îi omorâm pe toți. Și ne rămân tancurile, ne rămân avioanele, ne rămân bombele atomice, ne rămâne tot armamentul americanilor, pe mâna noastră, românilor. Și zice Dumnezeu, nimiciți-l, topiți-l. Avioanele, le tăiați aripile, faceți metrouri, așa și nu aveți metrouri. Tancurile, scoase țevile, puse la gard și cu tancurile arați. Păi noi care avem 3 avioane, să ne prindă peste noapte, dita mai, artileria, ce-am face? Le-am nimicit? Păi Iosua, când s-a uitat la toate carele alea, la toți caii ăia, păi dacă eram, ziceam, Doamne, păi dacă noi avem oștirea asta, dacă noi avem cavaleria asta, păi noi peste oricare mergem, îi facem prăpăd după aia, că cu caii una, două, înconjori o armată cu care lupți și ei și din lateral, și din spate, praf îi faci. Păi noi n-avem niciun car, cum să le punem pe foc? Simplu. Dacă vrei să beneficiezi de prezența mea și de protecția mea, trebuie să le pui pe foc. Pentru că tăria ta sunt eu, a zis Dumnezeu. Tăria ta nu stă în numărul mulțimii. De aceea David a spus, unii se bizuiesc pe cai lor. Alții pe carne lor.
Dar zice David, noi ne bizuim pe Domnul atât. Că dacă n-ar fi Domnul de partea noastră, am cântat. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ca praful luat de vânt. Poți să ai o grămadă de artilerie și de boame și de călăreți și de cară. Ceea ce face diferența dintre un popor și altul este prezența lui Dumnezeu, atât. Și la Iosua i-au spus, taie vivele cailor, taie-le tendoane, nu-i omorâ. Putea să zic omoare. Am citit pe internet, ce înseamnă să tai tendoanele cailor? Știi ce înseamnă? Să nu mai faci punct de luptă. Nu mai putem merge la luptă cu el, că el deja merea încet. Nu mai putem merge la luptă cu el. Dar era bun la arat, la semănat. De tras acolo pe lângă casă era bun. Zice, țineți-i pentru casă. De tras. Dar fără lupte. La lupte au zis Domnul, eu sunt comandant. Cu mine înainte. Cai rămân acasă. Dar noi prin credință. Nouă Dumnezeu ne-a dat sabia Duhului Sfânt. Și noi avem puterea să tăiem tendoanele celor care vor să ne facă rău. Noi prin credință avem puterea să tăiem bolile care ne atacă. Noi prin credință avem puterea să tăiem lipsurile financiare. Noi prin credință avem puterea să tăiem legăturile demonice care vor să ne înfășoare așa de lesne. Cu sabia Duhului Sfânt avem credința și puterea să facem lucrurile astea. Să slăbim puterea vrăjmașului. Dar pentru asta știți ce trebuie? Trebuie o armată de oameni care vor să lupte. Trebuie o armată de oameni care vor să ia sabia și să meargă înainte. Auziți? Zice Dumnezeu lui Iosua. Iosua, ți dau în mâinile tale. Pune-te în locul lui. Ți dau în mâini. Uite-te cât sunt. Îi poți număra? Nu. Îți mulți? Nu, Doamne, foarte mulți. Ți dau în mâinile tale. Știi ce făceam a doua zi? Doamne, trimite un proroc. Aveam un semn. Doamne, dacă la noapte e lună plină, pornim mâine. Doamne, am văzut atâtea semne din partea ta. Mai fă un semn acum. Ascultați. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptat la apele Merom. Când ăștia își făceau plan, când comandantul lor era cu schița și spunea, vom ataca în flancul drept, toată cavaleria va fi în flancul stâng și se va roti, va merge în spate. Când ăștia făceau plan, Iosua pe neașteptat s-a auzit strigăt de război, strigăt de biruință și a început măcelul. Noi suntem chemați să luptăm. Noi suntem chemați să fim agresivi când vine vorba de împărăția lui Satan. Ascultați? Noi suntem chemați să dăm din coate când vine vorba să luptăm pentru fratele nostru. Noi suntem chemați să-i smulgem ca din foc. Doar că noi așteptăm să smulgă Dumnezeu. Noi așteptăm să facă Dumnezeu. Noi așteptăm, nu! Aici nu a avut minuni, Iosua. Aici nu a coborât foc din cer. Aici nu coborâ pietre din cer. Aici nu s-o crepa pământul înaintea lui. Aici Dumnezeu l-a testat pe Iosua să vadă ce-o crescut în el de atâția ani. Și noi suntem de câți ani? 5, 10, 15 ani la pocăință, 20, 30 de ani la pocăință. Și avem atâtea temeri. Și avem atâtea frici. Și rămânem fără job. Și intrăm într-o disperare. Și rămânem fără bani și intrăm într-o disperare. Dar de atâția ani de zile, cine a fost cel ce te-a binecuvântat în fiecare zi? Ne este un diagnostic mai grav, intrăm în disperare. Oameni buni, noi uităm cine e deasupra noastră? Uităm cine e tatăl nostru? Uităm cine spune nu te teme? Citeam de cel mai mare boxer al tuturor timpurilor, Muhammad Ali. Omul ăsta a avut o fată, Leila Ali, și fata asta a început să lupte box. A avut un antrenor bun, dar pe umeri ei știți ce a târnat? A târnat numele greu al tatălui ei. Pentru că în momentul în care intra în ring și comentatorul sau prezentatorul o prezenta,
Toată lumea mergea cu mintea la tatăl ei, care a fost cel mai mare campion mondial. Și spune, acum să vedem cum luptă ea. Și chiar dacă simțea că pierde fata asta, chiar dacă simțea că nu mai poate, știți care era declarația ei? În mintea mea răsuna un singur nume, Muhammad Ali, tatăl meu, care a fost cel mai bun și n-aveam cum să-l fac de râs. Și chiar dacă nu mai îmi simțeam în fața, trebuia să lupt. Pentru că eu nu mă reprezentam neapărat pe mine, cât îl reprezentam pe tatăl meu. Și noi, pe pământul ăsta, pe cine reprezentăm? Familia ta? Nu reprezentăm oare pe Dumnezeu? Nu ar trebui să luptăm din toate puterile noastre? Nu ar trebui atunci când nu mai putem și suntem jos să ne ridicăm târâși cum putem, dar să înaintăm pentru că de fapt reprezentăm pe El? Să înaintăm pentru că de fapt în mintea noastră trebuie să răsune un singur nume, Iisus Hristos Domnul. Dar nu că în mintea noastră a început să răsune un singur nume, Lira, Lira, Lira. Și nu ne mai putem bucura pentru că ne fură lira bucuria mântuirii. Venim la biserică obosiți, facem tot felul de lucruri, nu ne mai putem bucura în prezența lui Dumnezeu. Dar trebuie să vină momentul în care să spunem stop! Că pe umerii noștri atârnă un nume greu. Nu un nume de om! Este un nume de Dumnezeu, Iisus, Mântuitor, Rege, Împărat, care pe când tu jucai încă filcăi, pe când tu nu dădeai doi bani pe nimic, El s-a coborât în lumea noastră să moară pentru noi, pentru tine, pentru mine, pentru un nenorocit, un gunoi ca mine, a venit să moară, fără să negocieze cu mine. Ca eu astăzi să simt o povară pe umerii mei. O povară ca atunci când mă las, o povară ca atunci când nu mai lupt, o povară ca atunci când fur, o povară ca atunci când îmi bat joc de viața mea, o povară ca atunci când am început să fac lucruri nelegiuite, de fapt îl fac de râs pe El. Și de fapt nu atât de mult numele meu e luat în joc, cât numele Lui. De aceea în seara asta vreau să auzim vocea lui Dumnezeu, care spune, nu te teme, eu sunt cu tine. Pentru că Dumnezeu știe boala, știe necazul, știe suferința prin care treci, știe lipsa, dar această seară Dumnezeu te poate înarma cu sabia Duhului Sfânt și prin credință să închizi ochii și să tai puterea demonică. Pentru că noi am fost chemați la biruință, oamenii, și sub autoritatea puternică a lui Duhului Sfânt care ne-a dat-o Dumnezeu, noi putem să biruim lanțurile demonilor, putem să biruim oștirile demonilor, putem să biruim lucrurile care ne frământă, putem să biruim frica, că noi avem un duh de frică peste noi, avem un duh de înfiere. Știi ce înseamnă duh de înfiere? În momentul în care cineva te înfiază, știi ce se întâmplă cu tine? Toată averea lui, toată puterea lui, toată personalitatea lui e transferată asupra ta. Și pe Iisus l-a biruit cineva? Oameni buni, l-a biruit cineva? A fost singurul care a biruit moartea. A fost singurul care a călcat peste moarte. A fost singurul care a spus călcați peste șerpi. A fost singurul care a spus rugați-vă pentru bolnavi. A fost singurul care a spus lucrurile astea. Rugați-vă să învieze oameni din morți. Doar că noi nu mai avem credința asta. Noi ne-am depărtat atât de tare și Dumnezeu ne așteaptă la semne, la minuni. Dumnezeu ne așteaptă la o viață nouă. Dumnezeu ne așteaptă la o rededicare. Haideți să ridicăm în picioare. Știți ce vreau în seara asta? Vreau prin credință să ne înarmăm. Am vorbit astăzi dimineața aici și la timpul de rugăciune s-a vorbit să nu mai fim simpli membri, să fim mădulare, să fim oameni care să simțim,
Să fim oameni care să luptăm pentru biserica asta. Să fim oameni care să luptăm pentru familiile noastre. Să fim oameni care să luptăm pentru prietenii noștri. Și în această seară noi putem, prin credință, să tăiem orice răutate. Putem, prin credință, să tăiem orice necredință. Putem, prin credință, să tăiem orice viciu. Putem, prin credință, orice stare de păcătoșenie, să o tăiem. Pentru că noi nu tăiem cu o sabie chinezească. Nu tăiem cu o sabie de la magazin. Tăiem cu sabia Duhului Sfânt, care pătrunde dincolo de orice haină. Îmi spunea un prieten, lucra la un magazin mare din România și îmi zicea, a fost nevoie de un director peste toți angajați și eu eram un fel de subdirector. Și a venit directoarea mare și a zis, se caută un director. Și zice, eu am zâmbit, că m-am gândit, mă, m-aș înscrie și eu. Dar au zis, nu tu. Nu tu. Ne trebuie unul mult mai educat, ne trebuie unul mult mai frumos, ne trebuie unul mult mai așa, ne trebuie unul care să aibă arta vorbirii, ne trebuie unul care așa, unul care să ne reprezinte foarte bine. Deci nu tu. Și zicea el, atât de tare m-am supărat. Mă, dar de ce nu mi s-a dat nicio șansă? Atât, mă, dacă cădeam la examen, să dădea un examen probabil, cădeam, asta e, am încercat. Și spunea el, după o săptămână, vine șeful mare de pe România. Și zice, face ședință. Cine sunt candidați? Ăsta, 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 ăsta. Și ne-a luat pe fiecare și ne-a întrebat cu cine ne ocupăm și pe ceilalți care nu eram candidați. Și zice el, a ajuns și rândul meu și am spus cu ce mă ocup. Și eu zic, tu de ce n-ai candidat? Păi zice, nu mi s-a permis. Cum nu ți s-a permis? Păi nu mi s-a permis pentru că peste mine este o autoritate. Și autoritatea a spus nu. Și eu zic, omul ăla, da, dar peste autoritatea sunt eu care sunt mai mare. Și asta spun da. Și tu vei fi director fără niciun concurs. Și-a luat pe omul ăsta de față, pe fratele nostru de față și l-a dus la directoarea aia mare. Și-a zis, de azi înainte, el va fi șef. Fără să zică, de ce? Cum? Și-a zis, fratele, în situația aia, știți ce am simțit? Că mi s-a pus în mână o sabie. Și am tăiat toate legăturile, toată autoritatea demonică din firma aia. Și Dumnezeu a scris pe mine biruință. Biruință. Pentru că noi nu suntem niște oarecare în lumea asta. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și când îl reprezentăm pe Dumnezeu cu demnitate, când ne luptăm să trăim o Evanghelie, când ne luptăm să trăim ceea ce spune Biblia, și Dumnezeu garantat se va lupta pentru tine. Și în seara asta vreau să facem o rugăciune în care să lăsăm la o parte formalitățile, să lăsăm la o parte toate spectacolele, să lăsăm la o parte toate obișnuințele. Și în rugăciunea asta vreau să ne rugăm pentru cei care au probleme, pentru cei care se simt nedreptățiți, pentru cei care nu mai au job. Vreau să ne rugăm pentru cei care au o povară pe suflet. Vreau să ne rugăm pentru cei care au o problemă. Vreau să ne rugăm pentru cei care au o boală. Nu facem o obișnuință din asta. O facem pentru că ne-i drag să o facem. O facem pentru că știm că Dumnezeu nostru ascultă. Și dacă în seara asta nu vei primi rezolvare, dacă în seara asta nu vei primi biruință, dacă în seara asta Dumnezeu nu se va atinge de tine, să te vadă aici, omule, să te vadă că ești un om care nu renunți. Și va veni o zi în care acest Dumnezeu va deschide ușa îndurării și va lăsa peste tine rezolvare, va lăsa peste tine vindecare, va lăsa peste tine eliberare. Dar ceea ce vrea Dumnezeu de la tine e să te vadă luptând. Știi cum lupți? Nu când stai așa, nepăsător, ce vrea Dumnezeu, nu. Când miști, când te vede Dumnezeu că vrei ceva. De aceea în seara asta, azi dimineață n-am făcut-o, dar în seara asta o fac pentru că vreau să ne rugăm aici. Vreau să ne rugăm pentru cei care au probleme. Că eu dacă aș prinde pe cineva să spun aici, vreau să ne rugăm pentru cineva care are probleme, eu aș zice că și eu am. Și nu mă rog numai pentru voi,
mă rog pentru voi ca pentru mine. Pentru că și eu am o grămadă de probleme. Și eu șchiopătez, și eu falimentez. Și eu am lucruri de care încă mă mai țin încătușat și tot aud după mine lanțuri. Dar eu cred că va veni o zi în care Dumnezeu îmi va vedea disperarea. Cred că va veni o zi în care Dumnezeu îmi va vedea stăruința, că tot pat la ușa îndurării. Și va veni o zi în care Dumnezeu se va încinge ca un viteaz și va tăia toate legăturile. De unde poți tu garanta că nu-i seara asta? Seara în care Dumnezeu vrea să staie legăturile. Seara în care Dumnezeu vrea să lase peste tine sângele Lui Sfânt. Seara în care Dumnezeu vrea să-și întindă mâna cu vindecare. Seara în care Dumnezeu vrea să rostească peste tine un cuvânt de biruință. Seara în care Dumnezeu vrea să rostească peste tine binecuvântare financiară. De unde știi că nu-i seara în care Dumnezeu vrea să se ocupe în mod special de tine? De aceea vreau să cânte, frații mei, o cântare. Și în timpul acestei cântări vreau să facem o rugăciune. O cântare doar. Și în timpul ăsta, care vreți, vreau să ne coborâm aici. Vreau să ne coborâm aici. Biserica rămâne pe picioare, se roagă pentru cei care vin aici și Dumnezeu din cer să ne învrednicească să putem să luăm sabia Duhului Sfânt și în numele Lui Iisus Hristos să tăiem orice legătură demonică, orice autoritate a celui rău și peste Biserica Lui Hristos să fie eliberare, vindecare, ridicare, iertare, că ne-am adunat aici în singurul nume dat oamenilor în care să existe toate astea, numele Lui Iisus. Și nu vreau să mergem acasă spre locurile noastre împovărați. În seara care a pregătit-o Domnul ca să ridice, ca să atingă, ca să transforme. De aceea în seara asta vă aștept aici împreună cu George, cu toți frații care veniți să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă. Amin.